Nicu, vă salută din nou. Suntem în data de 19 august și în acest clip vreau să vă arăt, de fapt este un experiment și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Este pentru prima oară când fac așa ceva, nu am mai făcut. Până acum am recoltat cartofi, că despre cartofi este vorba. Am plantat cartofi în pământ, da? Cu această ocazie vreau să vă spun că o să recoltez cartofi la sfârșitul lunii august. La începutul lunii septembrie, acum să vedem când o să am timp. Ați văzut anul trecut, pentru prima oară, tot așa ca experiment, am plantat niște cartofi, câțiva cartofi, într-un sac de rafie. Am făcut de o mâncare, da? Sunt vreo 4-5 straturi și o să vă spun acum, am pus și iarbă când am găsit gazonul. Vreau să vă spun că acești cartofi am plantat, 15 cartofi cam așa, am pus, cartofi albi, cartofi de sămânță, pe la începutul lunii mai. Cred că până în 5 mai cam așa, mi-au rămas de fapt câțiva cartofi și am vrut să încerc. Și aici avem un pat de pământ din pădure, da? Aceam raniță, câteva paturi de gazon, fân uscat, rumeguș, deci mai multe paturi, da? Vreo 5-6 paturi. Și vă dați seama că pe toată perioada vegetației aici am cosit de câteva ori să am acces. Bineînțeles că am irigat foarte bine. Ultima irigare le-am făcut-o în urmă cu vreo 2 zile. Ia să văd dacă mai este pământul umed. De fapt, mulciul, da? Da, cât de, uite, da? E umed. E umed. Deci să vedem acum de la 15 cartofi. Poate s-au mai stricat dintre ei în pământ, să vedem. Sunt și eu foarte curios dacă o să recoltez ceva. O să am de o mâncare sau nu o să am. Evident că nu am scăpat de gândace de Colorado. Dacă în grădina specială pentru cartofi acolo, cred că am făcut, să nu vă mint, până în urmă cu vreo 2 săptămâni, vreo 10 tratamente, da? Am dat cu acel insecticid, Mospilan, își face treaba de minune, dar gândacii apar ca ciupercile după ploaie. Și bineînțeles că și aici nu am scăpat, cred că și în clipa de față, da, dacă nu mă înșel, da, uitați, și în clipa de față, gândacii își fac treaba, sunt larvele, da? Uitați, larve de gândaci, acum o să, nu o să mai aibă unde să... ce să mănânce de fapt, pentru că și aici am băgat, cred că vreo 3-4 tratamente, dar gândacii apar de nicăieri, cum se spune, și v-am spus, pentru prima oară care plantez a fost de fapt un experiment. Vreau să vă spun că această insulă, așa cum o numesc eu, pentru că e rotundă, are 1,5 m x 1,5 m. Prima oară am săpat foarte bine, am adus, v-am spus, pământ din pădure, mraniță, pentru că ajută foarte mult, am avut un strat de fân uscat, am mai pus eu gazon, rumeguș, da? Rumeguș de foioase și cam asta o să fac azi, îi recoltez. Chiar dacă vrejii nu s-au uscat așa cum trebuie, da? Pentru că știți foarte bine, cartofii recoltați în momentul când vrejii sunt foarte uscați. Mai sunt situații când se mânează, dar aici nu este cazul. Însă chiar dacă nu sunt uscați 100%, eu îi recoltez pentru că chiar dacă îi mai las 2 săptămâni, mare brânză nu o să mai fac, dar nu o să mai crească cartofii foarte mult în volum. Așa că o să pun telefonul pe trepied și o să văd acum, sunt și eu foarte curios, dacă am făcut ceva sau nu, da? Am făcut o brânză cu cartofi prăjiți sau nu am făcut? Am uitat să vă mai spun, bineînțeles că acum... cartofii se văd curați, însă eu în urmă cu vreo 3 zile am smuls iarba pentru că erau vulbură la greu, da? Erau cartofii năpădiți de bălării pentru a-i recolta cât mai ușor. Momentul adevărului. Nu vor fi cartofi foarte, foarte mari, însă sper să am de o mâncărică. Uite că sunt ceva. Sper să mă văd în cadru. Thank you.
Ce tare, nu vine să cred. Uitați ce cartof mărișor. Nici în sac nu am făcut așa mare. Ia să vedem un pic cu telefonul mai aproape, da? Uitați, vrejele nu s-au uscat definitiv, complet. Însă... să nu spuneți că vă mint, pentru că v-am spus și eu repede, și pentru mine este ceva nou. Vă dați seama ce umezeală a avut aici și mai multe straturi foarte benefice pentru cartofi. Și mai mici și mai mari, dar uite că s-au făcut. Prima oară o să scot așa, o să smulg vrejii, după care o să umplu pe toată suprafața asta. Uitați ce frumoși! Uitați, uitați ce frumusețe, nici mie nu vine să cred. V-am spus, am plantat doar cartofi albi. Wow, wow. Deci cartofi în pământ nesăpat. Pentru prima oară care pun în viața mea, uitați ce frumusețe, cartofi de Vrancea. O să mai scormonesc, uitați, și aici. Sper să se vadă în partea asta. Cred că am puțin ceva mai mulți. Uitați ce bine le-a mers. Ce bine le-a mers. Bineînțeles, unii sunt mâncați. V-am arătat autorul, da? Într-un clip. Deci pământ nesăpat. Permacultură, da? Ați văzut foarte multe clipuri, eu nu obișnuiesc să fac, dar poate în viitor, cine știe, văd că merge treaba. Uitați ce e aici. Încerc să vă arăt așa cu o mână, sper să reușesc. Dați seama dacă am să-i devorat complet. Dați seama dacă avem și gunoi de grajd, treaba era mult mai ok. Să vedem acum pe unde mai sunt cartofii, dar cam așa arată. V-am spus, suprafața insulei, așa îmi place să o numesc pentru că e ceva rotund, un metru jumătate pe un metru jumătate. Bine miros.
Uitați ce mare poate să fie cartoful ăsta. N-am crezut așa ceva, uitați. Cât palma mea aproape. Am adus și furca pentru că vreau să scot cât mai bine, așa procedez și la... Aici, cred că am băgat eu, din greșeală. Ăsta e foarte mare, dacă făceam doar așa, vă dați seama. Cât palma. Poate mai găsesc încă unul. Gata, am recoltat cartofii. Din păcate nu sunt așa de mulți. Nici nu mă așteptam, nici nu eram foarte convins că o să fac mulți cartofi. Însă v-am spus, a fost ceva nou pentru mine, experiment, în mai multe paturi. Chiar dacă am irigat foarte bine cartofii, v-am spus de două ori pe săptămână, fiind secetă, uitați, ultima oară acum 3 zile i-am irigat, totuși, unii bulgări foarte tari. Cam asta este recolta, da? V-am spus, am pus doar cartofi albi. Nici nu mă așteptam să crească ăsta așa mare, dacă erau toți, vă dați seama că umpleam găleata. Să zic așa, dacă am, nu știu, 3 kg, poate 3 kg jumătate maxim. Mai mult nu am. Uitați ce, ăsta este vedeta, da? Aici am dat eu cu furca, pentru că așa obișnuiesc să fac și în grădina, să zic așa, originală, unde îmi plantez în fiecare an cartofi. Chiar dacă am acel plug pentru scos cartofii, de fiecare dată mai rămâne câte un, adică foarte mulți cartofi. Și pe, cu furca sau cu săpătorul, da, eu vă recomand o furcă mai deasă, eu nu am o furcă așa deasă. Eu am strâns în anii trecuți, de fapt în fiecare an, de pe urmă și 4 găleți de cartofi. Așa că vă recomand să nu vă încredeți doar în acel plug de la motosapă, întotdeauna e bine să mai scoateți cu săpătorul, cu furca, dar cu furca, oricum. Mai sunt unii cartofi care inevitabil găuriți și uitați asta ce frumos poate să fie. Chiar sunt curios să-l cântăresc. Deci ăștia sunt cartofii. Mai sunt și mâncați, da? Asta e. Se putea și mai rău. Și mai mari și mai mici, așa e la cartofi. Să vedem anul viitor dacă o să mai pun. Poate să o pun pe suprafață mult mai mare, dar asta înseamnă eu, pentru mine ceva nou. Adică știam de foarte mult timp. Știu cu ce se mănâncă, însă nu am pus până acum, nu fac permacultură, fac agricultură, din aceea clasică, dar vedeți că merge treaba și dacă nu se pas pământul, puneți mai multe straturi, da, mulci, mulciți foarte bine și vă dați seama dacă aveam ceva, un gunoi de grajd, pentru că vreau să vă spun, am pus și puțin azot, pe la începutul lunii iunie, dacă nu mă înșel, dar nu prea au crescut. Da, tufele au crescut foarte viguroase, ați văzut și voi, le-am aruncat acolo, se usucă, au înflorit foarte bine, nu am filmat până acum, doar mă gândeam să fac doar acest clip, să văd dacă a ieșit ceva sau nu, însă au înflorit foarte bine, ca și în grădina de cartofi, cam asta a fost treaba, asta am vrut să vă arăt, nu m-am făcut de râs, așa că abia aștept să fac o porție de cartofi prăjiți, cu brânză rasă și un castravete murat din grădina. Până la urmă nu m-am putut abține și am adus și cântarul. Să mă conving. Poate am estimat greșit, da? Cântarul meu pescăreț, care toată lumea îl folosește, e foarte bun. Un cântar chinezesc, zero, da? Și acum, din nou, momentul adevărului. Găleata e foarte ușoară. Mai mult decât am estimat eu, 4 kg 890, da? 4 kg 900, 4 kg 750, cam așa, aproape 5 kg, e bun, întotdeauna trebuie să ne mulțumim cu ce ne-a dat Dumnezeu, pentru că se putea și mai rău.